Bună seara! Domnule Baciu, scăpăm de mască în exterior în 14 zile dacă ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate? Sunt două chestiuni distincte, dar într-adevăr acesta este obiectivul, ca până la începutul lunii iunie să se atingă această cifră simbolică de 5 milioane de persoane vaccinate. La cum decurg lucrurile în momentul de față? Suntem în grafic cu cu demersurile pentru a atinge această bornă importantă. După cum ați menționat și dumneavoastră, în ultimele zile avem aproximativ 100.000 de persoane vaccinate în fiecare zi, la care se adaugă diverse persoane. Sigur, acestea sunt vaccinate prin modalitățile clasice, programarea la centrele de vaccinare deja existente, însă, după cum am văzut, am avut un eveniment important la București, un important maraton de vaccinare. Astfel de evenimente vor fi reluate în perioada următoare în mai multe locații din țară. Domnule Baciu, veți menține acest prag de peste 100.000 de persoane vaccinate în fiecare zi de acum încolo? Sigur, este o cifră care poate suferi mici modificații, mici variații. Aici ține de disponibilitatea oamenilor de a se prezenta, însă, așa cum am menționat, sunt multe evenimente, vor fi astfel de maratoane de vaccinare organizate în acest weekend, spre exemplu, în Cluj, în Târgu Mureș, în Iași, în Ploiești, la Constanța, la fel vom avea la Petroșani. Astăzi a luat start un maraton de vaccinare la Craiova, care se întinde pe parcursul a 8 zile. Suplimentar sunt și între drive-thru, suplimentar au intrat și medicii de familie, avem și maratonul din cadrul celor 7 spitale militare, deci sunt multe posibilități de a te vaccina suplimentar față de centrele de vaccinare. Acum te poți prezenta fără programare la un astfel de centru, doar cu buletinul și vaccinarea, dacă sunt evident locuri disponibile, se face în aceeași zi. Domnule Baciu, vă mulțumesc foarte mult pentru această transmisiune. Ați auzit, doamnelor și domnilor, în 14 zile, dacă ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate, scăpăm de mască.